Bine ați venit la mobilisimo.ro. Suntem aici la IFA 2023 în Berlin. În spatele meu este standul Samsung și anul ăsta au adus proiectorul Freestyle Gen 2. Au mai adus chestiuni legate de arta culinară. Se numește Samsung Food. Este o aplicație și un hub pentru gătit, 160.000 de rețete și interconectare cu frigidere, cuptoare smart și altele de genul. Au ceva pe partea de gaming, gaming hub. Au televizoare branduite Disney, că am plinit Disney 100 de ani, și alte nebunii, toate la standul din spatele meu, care e foarte mare. Facem acum o recapitulare, trecere revistă și alte nebunii. Au chestii pe partea de eco-friendly, de reciclare și un braț de robot care tot ambalează telefoane. Să începem! Bun, pe aici se intră la standul Samsung. Este un fel de rezumat a tot ce au aici, de la proiectoare la aspiratoare. Întâi o să intrăm în zona de sustenabilitate. Așteptați-vă să fac multe slalomuri printre oameni, că e multă lume. Nu așa multă ca anul trecut, dacă să fiu sincer, dar destulă. Ideea e că lumea s-a adunat aici și pentru că nu prea avem ce să vedem la alte standuri. Hai să vedem care e treaba cu ecologia. În ultimii ani Samsung a folosit treaba aia cu, știți voi, plase de pescari luate din mare și folosite la telefoane. Aici avem o fabrică circulară, plasele acelea de pescar, ambalaj eco-friendly, materiale reciclabile, plastic. Astea sunt proiectele lor eco-friendly. Și mai e ceva, dacă toți suntem prietenoși cu mediul, hai să consumăm mai puțin curent, nu de alta, dar vine și factura mai mică. Asta e zona dedicată cu funcția AI. Încă de anul trecut au anunțat o funcție AI care scade consumul de energie. Și nu doar la un aparat, ci la mai multe. Avem așa, la televizoare scade cu 12% funcția AI consumul de energie. La frigidere scade cu 15%. La mașina de spălat 20%. În vreme ce la aparatul de aer condiționat tot vreo 20% și mai există și un Climate Hub, unde scade consumul cu 40%. Totul cu AI, totul cu niște decizii de administrare a sistemului care fac să se reducă consumul de energie. Și aici vedem cât economisim pe an, cât înseamnă asta în bani și na, facem economie la curent. Nu e rău. Am terminat cu zona eco-friendly. Dar stați că de-abia începe distracția. Standul ăsta e așa de mare cât Samsung a pus din greșeală două zone de gaming. Mai în glumă, mai în serios. Prima este în stânga și mai e una mai mare. Deci vă dați seama, să te repeți, să faci redundanță, înseamnă că ai cu ce. Asta e zona mea preferată, ăsta e biroul pe care l-aș dori eu. Avem așa aici, avem un televizor, nu e monitor, e televizor de 43 de inci pe care se joacă Fortnite. Și o tabletă Galaxy Tab S9 folosită ca second screen pentru minimap. Au pus niște light bar-uri de la Philips și o lampă foarte arătoasă. Ăsta e un televizor care nu are nevoie de consolă. Este un Neo QLED 8K. Pur și simplu o să te joci cu controlere de Xbox pe el folosind Gaming Hub. Cam asta e ideea. Și lângă Gaming Hub-ul acela integrează Xbox Game Pass, integrează și Amazon Luna și GeForce Now. Trecem din, să zicem, dormitor în sufragerie. Asta este zona de experiență entertainment. Aici se aude niște muzică, sper să nu fie copyright, la 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 la, ca să acoperim muzica și aici pe bază de muzică. Aici foarte multe light bar-uri. Le plac anul ăsta light bar-urile și nu le este iurea deloc de colaborare cu Philips. Am fugit foarte repede ca să nu luăm copyright strike, că era pe bază de muzică. Acum suntem în zona Control Your Home with Ease. Controlul locuinței. Ah, gata, știu ce e asta. Aici e vorba de securitate. Pe de o parte avem privacy pe bază de Knox. Pe de altă parte, ce avem noi aici? Avem o serie de senzori. Senzori pentru casă, dar și senzori pentru siguranța casei. Vedeți, aici este un Galaxy Z Fold 5 și un Z Flip 5. Iar aici un televizor pe care mă văd eu. Și sunt multiple camere montate aici. O să avem inclusiv un video interfon care ne arată cine vine și din sufragerie poți să vezi că s-a venit omul cu pizza sau s-a venit un prieten, ba chiar poți să pleci de acasă. Mi-a arătat un șef de la Samsung că pe telefonul lui a văzut că a venit cineva să-i lase un pachet, el fiind în Berlin, casa lui fiind în Londra. Cam asta e treaba. Mă vedeți și pe mine acolo pe ecran, filmat de această cameră care ne supraveghează. Deci cam asta e treaba cu securitatea și cu casa. Bun. A, hai să trecem și pe aici. Asta e camera de lucru, cred eu. Ideea de a proteja casa cu privire la urgențe. Home monitor, o să vezi umiditatea, temperatura din casă, câte becuri ai pornit și poți să stingi cuptorul de la distanță. Știi panica aia când ai plecat de acasă și te gândești, o, Doamne, am lăsat cuptorul pornit. Eu am avut panica asta și legată de un ventilator sau aer condiționat.
la o priză mai nesigură. Știi priza aia pe care nu o repar niciodată? Te gândești, Dumnezeule, de la un ventilator se duce și andramaua de râpă. Bun, asta este zona arții. Uite, așa aș vrea și eu să fac yoga, înconjurat de opere de artă. Doar că ce să vezi, între niște tablouri, asta nu e tablou, este televizor. E The Frame și chiar ai putea crede că este un tablou, dar nu, chiar e televizor. Asta este sufragerie de relaxare, unde faci yoga și ai și automatizare aici, ai Galaxy Z Flip 5 și cu ceasul Watch 6, care te ajută la rutina ta de fitness. Și aspiratorul, cu care poți face tot un fel de fitness, dacă îți place să cureți casa foarte mult. Am ajuns și la zona de food, pentru asta am făcut un video separat, dar trecem așa rapid și pe aici. Că, sincer, asta e marele produs, asta e marea lansare aici. Ce este Samsung Food? I-au cumpărat pe cei de la Whisk, cu niște ani în urmă, și omul acela, am vorbit cu omul de la Whisk, foarte tare, programator, un fel de Elon Musk combinat cu Mark Zuckerberg, foarte focusat pe ce face. Samsung Food este o platformă, un hub cu socializare, rețete, 160.000 de rețete, fotografii, ghid și lumea îți poate găti rețeta ta și să-ți dea feedback. Să te mândrești acolo, uite, 100 de oameni mi-au gătit rețeta. Există și latura de interconectare a gadgeturilor, de la plite, la hote, la frigidere și cuptoare. Cea mai tare chestie, v-am arătat-o, cred că, și în celălalt clip, aici pe frigiderul ăsta inteligent, pe Samsung Family Hub, o să găsești mâncare, băuturi, rețete și poți alege una dintre rețetele astea și să-i dai send to oven. Se va duce spre cuptorul inteligent și va începe pregătirea sa. Cam asta este ideea cu Samsung Food, dar e doar vârful icebergului. Aici ai chestii gătite recent, aici ai dispozitivele tale, aici ai comunități și multe, multe altele. Samsung Food se va lansa în Play Store, din ce am înțeles, și ar trebui să ruleze și pe alte telefoane, nu doar pe Samsung. Mă bucură deschiderea asta a celor de la Samsung. Am terminat cu food, mă rog, e mai mult de spus, dar o să vedeți. O să aibă și un aspect plătit, o să aibă multe rețete. Am zis, poate se bagă și niște Masterchef să facă vreo nebunie, tot ce e posibil. Bun, ok, bespoke life. E simplu aici, bespoke înseamnă personalizare. Toată lumea are mașini de spălat albe, gri, negre. Aici poți personaliza cu niște panouri colorate. Poți personaliza și modul în care arată frigiderul tău sau curățătorul tău sau aparatul de stocat vinuri sau multe altele. Ideea să nu arate ca toate electrocasnicele banale pe care le avem peste tot. Cam asta este ideea. Se reflectă în bucătărie, în sufragerie, în dormitor. Bespoke înseamnă personalizare. Ok. Și uite, se reflectă și aici. Astea nu sunt frigiderile clasice pe care ți le cumperi tu. Unii vor design-uri mai curajoase. Ta-da! Be bold, be stylish. Uite, de asta da frigider. Asta e genul de imprimeu tip cămașă florală pe care mi-aș cumpăra-o de la Croptown. Ok, asta cu tablou e un pic cam kitsch, dar na, asta cu rujul e interesant. E bun de American Diner. Și avem și frigiderul ăsta. Bun. Chiar că trebuie să fii curajos ca să faci așa ceva, dar unii vor să dea mai mult suflet bucătăriei lor. Asta e treaba aceea cu 20 de ani de garanție pentru compresor, am trecut avut pentru invertor la mașina de spălat, acolo erau vreo 25 de ani, dacă mi-amintesc eu bine. Mamă, ce frigidere mari! Built-in refrigerator. Astea sunt de alea mai industriale, așa, cred, și foarte, foarte discrete. Ai zice că sunt niște șifoniere. Prea discrete. Cumva îmi place ca frigiderul meu să iasă în evidență, nu știu de ce. Să-ți dai seama că e locul unde ții mâncarea. Vine musafirul și nu o să știe. E frigider? E șifonier? În fine. Astea sunt noile cuptoare, unde cuvântul de ordine este smart. Totul e smart. Avem și air frying, evident. Gătit cu aer cald în loc de utilizarea clasicului ulei. Totul este inteligent, conectat la Wi-Fi, interconectat, controlabil de pe telefon. Avem și gătit cu abur, consum redus de energie și sous vide. În principiu cam tot ce poți dori în bucătărie găsești la Samsung. Sper să nu mă duc aici undeva în spate să vedem. Așa. E foarte mare standul ăsta, e un orășel la urma urmei. Dar chiar vreau să vi-l arăt pe tot. Televizoare. Și nu doar așa. Samsung e de 17 ani pe locul întâi la televizoare și de 9 ani pe locul întâi la soundbaruri. Aveți aici tot felul de distincții, tot felul de premii, inclusiv la IF Design Award, Pantone, certificări. E clar că oamenii sunt tari pe partea asta. Bun, 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 bun. Hai să vedem. Asta e zona Neo QLED 8K.
Ok, Neo QLED 8K. QLED înseamnă mai degrabă o rudă a LCD-ului, nu este OLED. Și am început să ieftinească QLED-urile, am început să vedem QLED-uri între 2000 și 3000 de lei. Hai să o luăm pe rând că asta ar fi vedeta, televizorul Disney. Disney împlinește 100 de ani și împreună cu Samsung a scos un televizor dedicat. Și include atât o ramă dedicată, cât și o telecomandă drăguță, care are forma capului lui Mickey Mouse. Mă refer la cele butoane. Va fi și content unic și vor mai fi și alte chestii branduite. Mi s-a explicat ieri, dar na, uite și cutia cu Mickey Mouse pe ea. Evident, Disney Plus preinstalat, evident, probabil că îți dă vreun an sau nu știu cât ca bonus. The Frame este televizorul care devine tablou de la Samsung. El este mat, pentru a da mai bine experiența aceea unui tablou. Fiți atenți câte rame mișto au. Eu știam că-s vreo 3-4, dar ia uite aici. Asta chiar e margine de tablou clasic, foarte drăguț. Ok, și ce să fac, să mă duc aici? Despre QLED-uri v-am tot vorbit și despre OLED-uri. Samsung a ținut evenimente și în noi. Noi în România stăm bine, că avem și noi lansări de produse de-astea și vin repede în țara noastră. Am stat de vorbă cu cineva de la Samsung, au crescut foarte mult vânzările de televizoare mari, 65 inch plus. Și mai e o fază amuzantă, un nene care se ocupă de panouri, de inginerie, de restul, spunea că în pandemie s-au vândut foarte multe televizoare și industria se aștepta să continue treaba asta, așa că în 2022 a fost lovită industria. Au produs prea multe televizoare, nu s-au cumpărat destule, pandemia n-a mai continuat și au suferit în vânzări. 2023, cam la fel. Acum se prezice o redresare, dar clar e vorba de televizoare uriașe. 1,5 metri, 2 metri, lumea cumpără. Și când își ia 8K, când își ia Smart, nu se aruncă să-și mai cumpere televizoare mici. 1 metru, nu știu, 109 cm sau alte chestii din astea. Simt că vă sunt dator cu ceva. Vă lăsăm ceva proiector pe aici. Hai să vedem. Da, proiector. Samsung Freestyle l-am testat la începutul anului 2022. Era februarie când s-a lansat la noi. În clubul expirat, unde se duce lumea să asculte OCS și formații Doom. Ăsta e Freestyle Gen 2. Cea mai tare chestie. El de unul singur proiectează imagine de 100 de inci. Împreună cu alt proiector Freestyle, imagine de până la 160 de inci. Și puteți să proiectați chiar și pe colț, pe un colț de perete. Și puteți să proiectați chiar pe o perdea sau pe ceva care flutură. Deci vă face reglajul automat. Ăsta este The Premier, ăsta e altceva. Ăsta este un proiector short throw, uriaș, bestial. Stau puțin aici că știți voi, copyright strike, alte de genul ăsta. Proiectorul de mai devreme este portabil, ca să știți, dar puteți băga și la priză. Are difuzoare puternice și gaming hub. Da, 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 3000 de jocuri se pot juca pe proiector. Ok, tehnologia microLED, ăsta e viitorul, doar că mai avem de așteptat. Un TV din ăsta, ne zice cineva că e sute de mii de euro. Ne ferim iar de muzică, au copyright strike. MicroLED înseamnă niște, ce să vă zic eu, este mai degrabă tehnologie anorganică, nu este organică, pentru că segmentele de OLED, ca să zic așa, sunt mai mici decât pixelul. Am înțeles că ar fi de 3 ori mai mici decât un pixel, acele punctulețe pentru a crea o imagine, și treaba asta asigură, de fapt nu, elimină orice idee de burn-in. Televizorul rezistă pornit 1000 de ani, o chestie din asta, asta e microLED și de-aia e scump așa, încă nu e în mainstream. Bun, asta e zona de Galaxy. Aici e practic business-ul nostru. Galaxy Z Flip 5, telefon pliabil cu ecran mare exterior în sfârșit, 3,4 inch, în loc de 1,9 cât avea Z Flip 4. Galaxy Watch 6, body composition, s-a întors muchia rotativă, bucurie mare. Acum poți să învârți de chestia asta pentru navigare în meniuri. Și poți să-ți măsori compoziția corporală, pulsul, SPO2, EKG, ba chiar și tensiunea arterială. Ăsta este un mare zid de flipuri. În fiecare an îmi place să văd treaba asta. Și fold pe aici. Ia uite, uite. Uite că asta nu știam. Cât de mult poți personaliza un flip. Foarte mult. Cam la fel de mult ca televizoarele, dacă nu chiar mai mult. Pusele astea le știu, dar nu le-am văzut în variantele astea. Îmi place. Mă mir că nu e și Tom Brown pe aici, că tocmai a scos versiunea Tom Brown. Văd că au și un stand Flex Cam.
Flexcam e funcția aceea care îți permite să pliezi telefonul la 90 de grade ca să faci mai ușor selfie-uri. Ok. Flipuri, 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 flipuri și uite și foldurile. Și cu stylus la pachet, cu tabletă. Uite și aici că avem niște huse foarte drăguțe. Mă refer la astea personalizate, nu la cele clasice. Văd că avem și un laptop. Anul trecut știu că m-am axat pe laptopuri când am venit la IFA, cele de la Samsung, Galaxy Book 360 Pro. Păcat că nu vin și la noi, mare păcat. Foldul, în mod paradoxal, îl tot văd prezentat ca unealtă de gaming. Paradoxal, l-am văzut și la noi, la Summerwell, într-un stand. Asta este Genshin Impact și văd că rulează pe un TV. Mă întreb dacă este un second screen și a lăsat eroii să se bată automat. Eu așa cred, asta e teoria mea. Sau pur și simplu rulează de pe ăsta? Nu, ăsta rulează local. Chiar sunt curios. Nu, rulează local și ăsta e probabil proiectat undeva. Sau conectat la ceva. Ei, uite aici un simulator de curse. Avem scaun, avem volan și un ecran curbat care să ne imerseze în experiență, dar fiți atenți la treabă. Ia uite aici, avem un pliabil pus în mijlocul volanului ca să creeze experiența asta. Și puteți să dați și o cursă în asfalt nouă și să ne scufundăm în experiența asta. Thanks! Ok, creativitate. Da, deci treaba, ce drăguță chestia asta. N-am un nume pentru ea. O trecem la chestii drăguțe. Și fiți atenți ce accesoriu a sunat Asus, a zis că își vrea înapoi inovația. Ia uite ce avem noi aici. Îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult atașamentele astea. Dar văd că Samsung începe să transforme tot mai mult. Asta e orientat invers. Transformă tot mai mult Fold-ul în unealtă de gaming. Foarte interesantă promovarea asta. Fiți atenți că Fold-ul începe să fie promovat ca unealtă de gaming. Nu mai e cu stylus, cu productivitate, cu asta. E și cu asta, dar sunt cumva surprins. Ok, hai să vedem, să vedem. Ambalaj eco. Uite aici roboții mei dragi, care deschid și închid telefoanele. Cu linia aceea de producție și de ambalare care curge, curge, curge. Și parge și la brațul robotic care face ștanța finală. Aici am ajuns la gaming, dar gaming ca lumea, nu așa, că mai devreme era doar un aperitiv. Mă refer la sufrageria aceea și dormitorul acela. Aici se promovează proiectorul freestyle, în ideea de bun de luat cu tine în tabără. Aici este proiectat pe un cort, ca să-ți arate că și pe o țesătură care tremură se proiectează bine. Acolo stau doi oameni, se uită la niște filme. Aici și gaming și asta este freestyle gen 2. Proiector, n-am preț încă pentru el. E, uite, aici se întâmplă chestiile hardcore. Ecran, primul din lume, dual UHD, monitor. Monitoare curbate, extra imersiune, timp de răspuns 1 milisecundă, 240Hz refresh rate, 57 de inci. Asta e o bestie. N-aș mai ieși din casă. Ever, never ever. Asta le știm de anul trecut, orientate așa, stil cockpit de avion, de vânătoare. Se pot orienta și pe orizontal, evident, nu doar pe verticală. Ce joacă lumea pe ele? Păi simulatoare de zbor. Unul de alta, dar uite și maneta acolo în față. Poți, evident, naviga pe internet, să faci scrolling infinit. Cineva joacă Fortnite aici pe monitorile astea. Și foarte mult din acțiunea de la zona de gaming hub se întâmplă din cloud. Dacă vă uitați cu atenție, sunt televizoare sau monitoare chele. Când zic chele, mă refer, nu sunt conectate la o consolă. Ele au gaming hub și rulează direct din cloud toate jocurile. Xbox Game Pass cu Starfield, GeForce Now, Amazon Luna. Simt că mă repet, simt că am mai zis treaba asta, dar foarte clar se vede pe ecranul ăsta ce putem juca. Forza Horizon 5, NFS Unbound. Și din nou, nu știu dacă vedeți vreo consolă aici, că eu nu văd. Nu e nicio consolă. Totul e pe televizor și din cloud. Ok, cred că ne apropiem de final. M-am acoperit cam tot. De fapt, sigur am dat de ceva, că e greu să acoperi chiar tot în orășelul ăsta. Neo QLED 8K am acoperit, micro LED am acoperit și încă încerc să-mi dau seama care e treaba cu tehnologia aia. Sustenabilitate, flexcam, productivitate. Hai să mai merg puțin în partea aia, că altfel ar fi gata acest tur.
Sper că v-a plăcut. Am făcut un periplu de genul ăsta și anul trecut. În același timp, anul ăsta mi se pare standul și mai mic, dar și mai mare. Sunt produse mai variate și în același timp mai multă noutate decât anul trecut. Anul trecut chiar mi-era greu să zic ce e cu adevărat nou. V-am adus aici puțin că mi se pare amuzant. Amuzantă ideea aceea de toilet paper. Toilet paper înseamnă hârtie igienică, dar în principiu simulează baia în care își face lumea selfie. Eu zic să încheiem așa clipul ăsta, cu baia în care își face lumea selfie. Vanitatea noastră a tuturor. Bun, vreau să văd dacă am arătat ceva sau nu. Cam asta este anul ăsta. Eu am găsit doi stâlpi. Gaming și food. Hai, trei. Și proiectorul. Ăștia sunt cei trei stâlpi pe care se bazează inovația Samsung. Cred că am uitat de Smart Things. Nu, am fost deja aici. Bun, am terminat cu standul. Ne-am întors unde am plecat. Și vreau să vă mai arăt ceva la intrarea pe care am venit. E o zonă așa care arată mai a serialul Westworld. Și vreau să-mi dau seama ce e. Eu bănuiesc ce e. Suspectez că e vorba de niște... poduri, așa. Pods. Chestii business. Țintele companiei. Cât la sută va fi reciclat până în anii ăștia, 2023, 2030 și 2050. Interesante aceste pods. Acestea fiind zise, ăsta a fost standul Samsung. Anul trecut aveau colaborare cu TikTok, n-am mai auzit nimic de ea. Anul trecut au anunțat o mascotă albastră, Gnusmas, care e Samsung scris invers, n-am mai auzit nimic de ea. Na, nu toate proiectele o să reușească, dar când ei fac ceva bun, continuă pe linie. Bespoke, personalizare, fold, flip, proiector, gaming hub. Cam asta a fost tot de la Mobilissimo, de la IFA Berlin. Sper că n-a fost prea lung clipul, dacă a fost, măcar a fost piperat cu noutăți. La revedere!